Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihail și astăzi explorăm internetul anilor 2000 pe Windows XP. Hmm. În episodul de data trecută am explorat internetul anilor 90 pe Windows 95 și datorită faptului că a prins foarte bine acel video, am decis să fac această continuare. Suntem din nou pe diol.net.com și vom explora cam aceleași site-uri pe care le-am explorat și data trecută, însă poate vom adăuga și niște chestii noi, cum ar fi de exemplu facebook.com. Ia să vedem cum arată cu google.com și nu mai știu dacă am prins designul ăsta... Nu o să facem o căutare pentru că evident site-ul este static, dar vedeți și voi designul acela inspirat de anii 2000. Hai să vedem cum arăta site-ul în 2003, dacă s-a schimbat ceva și în 2003 arăta la fel. Deci nu s-a schimbat nimic între 2000 și 2003. Probabil că au considerat că site-ul e destul de ok ca funcționalitate și ca design. Vorba aia, ceva ce merge nu se schimbă. Haideți să mergem pe Google-ul din 2004 și aici deja vedem un pic de schimbare la Google. Linkurile astea nu mai au acel design, nu mai au acel background și site-ul arată din ce în ce mai e risit. În 2005 apare Frugal și Google Local. Nu știu ce era Frugal exact. Ceva de cumpărături tur, nu mai știu exact. Hai să încercăm și cu alt site și vreau să văd Microsoft din 2002-2003 arată exact la fel. Pagina este din 30 octombrie 2003, pagina asta pe care o vedem și PDC 2003 a fost conferința la care am anunțat Longhorn și am făcut și demo la niște aplicații speciale pentru Longhorn. Vreau să fac niște aplicații construite cu un framework special pentru Longhorn, similar cu aplicațiile moderne de astăzi. Știu că cei de la Amazon aveau o aplicație de genul ăsta și sunt curios dacă în 2004 s-a schimbat ceva se pare că site-ul s-a schimbat. Deja începe să arate mai mult a Longhorn spre Vista, cu iconițe glossy. Doar că se încarcă destul de greu, evident, din un site vechi și se încarcă dintr-o arhivă. Și în 2005 s-a schimbat ceva pentru că deja cred că aveau Bing, că aveau Bing sau avea aveau motor de căutare MSN Live, nu știu care din ele se numea. Live Search, da, cred că Live Search se numea. Da, site-ul ăsta începe să arate din ce în ce mai mult ca site-urile moderne. Vedem fontul ăsta, cred că e Segoe, dacă nu mă înșel, care e fontul default din Vista și 7 și 8 și 8.1 și unde un alt site pe care vreau să-l încerc este facebook.com din 2004. Știți că Facebook a apărut inițial ca o rețea interuniversitară și apoi a fost deschisă pentru publicul larg. Logo-ul seamănă un pic cu logo-ul de astăzi. Dacă mergem în 2005, s-a schimbat ceva la site, că teoretic ar fi să se schimbe ceva la site și să arate un pic diferit pentru că deja a devenit rețea socială publică, adică oricine putea să-și facă cont. Da facebook.com arată la fel cu de facebook.com. Hai să mergem și pe alte site-uri, să zicem, de exemplu, cnn.com. Și cnn.com arăta destul de interesant. Este că dacă măresc eu pagina, mai apare ceva? Nu. Pe vremea site-urile nu erau responsiv. Deci orice aș face paginii, site-urile au o lățime predefinită, cred că undeva la 600 de pixeli. Bă că aveau și poze. Hai să vedem cât de mare e saltul până în 2004. S-a schimbat ceva? S-a îmbunătățit site-ul? Nu arată aproximativ la fel. aveau o căutare pe web, dar nimic special. Bun, hai să mergem pe yahoo.com din 2002. Yahoo atunci era unul dintre cele mai importante site-uri. foarte încărcat, multe linkuri. Powered by HP, probabil că cei la, bă, HP, de la HP vindeau server sau ceva. Aveau și câteva yahoo locale, web hosting, aveau și web hosting băieții. Ăsta era pus pe mijloc față de CNN. Era foarte puțin responsiv dacă vă uitați. Altfel, dacă te mai mult, site-ul nu nu devenea mai. mai mic. Dacă mergem în 2004, a trebui să vedem mai multe poze, sincer. Un pic de schimbare și un pic mai multe poze. Văd o poză. Și aici trebuie să mai fie o poză. și aici o poză. Hai să mergem în România și să punem, să vedem cum arata site-ul, hai să zicem mediafax.ro. Văd că se discuta foarte, foarte mult în perioada Vadim Tudor adopțiile internaționale, era atunci o chestie cu adopțiile internaționale, cum n-am, nu mai țin minte exact, da. Colin Powell era secretar de stat american, nu știu exact. Vadim avea pe atunci foarte multe procese la, pentru că făcea tot felul de chestii, se certa cu tot soiul de oameni, îi făcea în tot felul și țin minte, că credea la televizor, Vadim este acuzat de calomnie și eu întrebam pe păi, ce înseamnă calomnie? Și nu putea să zică mai că mi-a ce a zis Vadimul, el pe păi am aflat că îi făcea tot, în tot felul. Văd că în 2004 s-a iată la fel și în 2005, că multe chestii au început să se schimbe în 2005 și media fac s-a schimbat și arată diferit. Bine, multe chestii nu se încarcă, trebuie să se încarce, multe chestii nu să încarcă. Și arăta site-ul mult mai mult mai frumos. O să mergem pe tvr.ro și o să iau din 2002. Deștept și aveau foarte multe da, aveau foarte multe subdomenii. Surprize, surprize, bă, mă gândeam că o să găsesc ceva cu surprize, surprize și am găsit. Da, vă că aveau și câteva știri, este vechiul logo, atunci TVR1 se numea România 1, logo, surprize, surprize, ok, un spectacol al surprizelor pentru milioane de români. Bă, să știți că e adevărat, dacă ați auzit la părinții voștri sau de la bunicii voștri, că la surprize, surprize se uitau milioane de români, da, se uitau milioane de români la modul cum se uită astăzi la România Otalen, de exemplu, Asia Express sau eu știu ce altă emisiune Rămânea mereu întrebarea dacă surprizele las pe bune sau nu. site astea s-ar mișca mai, mai bine cu, cu încărcatul. O să le mai combinăm și o să le încărcăm și în Firefox. O care a rămas la fel din 2004 până astăzi este logo-ul canalelor. Dar văd că se încarcă și în Internet Explorer până la urmă dacă îi dai suficient de mult timp. Ok, și dacă mergem în 2005, cred că arată la fel. TVR, imaginea timpului o pe vremea când TVR încă făcea audiență. Campania învinge apele, dar mai fuseseră niște inundații în 2005 și cred că și în 2006 au fost niște inundații foarte nasoale și atunci tvr s-a implicat foarte mult în campania asta și că s-a băgat și Andreea Marina a fost o campanie destul de mare și s-a donat foarte mult. Cam asta a fost și videoul de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să dați un like, cu cât mai multe like-uri, cu atât mai bine. Dacă facem 100 de like-uri la acest episod, voi face și o a treia parte în care voi explora internetul din anii 2007, 2008, 2009 folosind Windows Vista. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, la revedere!